Eugen Teodorovici, anunț de ultimor despre transferul contribuțiilor, se va acționa pentru ca angajații din sistemul public să nu piardă. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ce se va acționa astfel încât salariații din sistemul public să nu piard din venituri din cauza transferului de contribuții. Acolo unde se dovede subliniere de ce nu a fost interpretarea greșită subliniere IT a legii sublinierei ce anumite prevederi din lege trebuie adaptate sau alte prevederi legale, acolo se va acționa pentru ca oamenii să nu piardă, a spus Teodorovici. Întrebat, miercuri, ce se întâmplă în cazul celor aproximativ 20% dintre contractele de muncă al celor cuantum brut nu a fost modificat după aplicarea noii legislații în domeniul salarizării, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus ce se ia în calcul adaptarea legii pentru ca oamenii să nu piardă, el precizând ce se referă la salariații din sistemul public. Ca principiu, ce pot spune cum a fost discuția cu managerii de spitale, la fel se va acționa sublinierei pe alte zone. Acolo unde se dovede subliniere de ce nu a fost interpretarea greșită sublinierei IT a legii sublinierei ce anumite prevederi din lege trebuie adaptate sau alte prevederi legale, acolo se va acționa în acest fel pentru ca oamenii să nu piardă, a spus ministrul Finanțelor. În ceea ce privește sublinierea angajații din mediul privat ale căror salarii nu au crescut după aplicarea noilor prevederi legale, Teodorovici a spus că autoritățile nu pot interveni, el criticându-i pe patronii care spun că nu au modificat contractele de muncă de teama unor noi schimbi legislative. Obligația de a respecta legea în vigoare astăzi există, a sublinierea ce toți patronii trebuia să aplice legea existent, adică UG79, dacă la asta facem referire, a mai spus ministrul, conform News.